De modificarea profundă a celor implicați cu atribuția omului. Deci modificarea celulei umane într-un deschidere și într-un salt de calitate, ceea ce înseamnă, de fapt, schimbarea de paradigmă. Deci, cu alte cuvinte, aici e aceeași paradigmă, aici e o schimbare de paradigmă. Și noi vorbim de o schimbare de paradigmă, și se pune problema, cum difuzăm noua paradigmă socială? Ca societatea, în ansamblu, să facă saltul către societatea cunoașterii și după aceea la societatea conștiinței. Cum însămânțăm acum în zorii societății cunoașterii, care de-abia acum se definește cu o grămadă de probleme, cum însămânțăm societatea conștiinței? Astfel încât să putem avea fructele peste o perioadă de două generații, ei, poate peste când vor fi ei bunici, vom avea fructul propriu-zis. Ha? În contextul ăsta, toată lumea nu prea știe ce e paradigma. Ar vrea să lămurim încă o dată. Cuvântul paradigma este iarăși un cuvânt foarte, cu aură semantică foarte largă. Dar din punctul meu de vedere, două lucruri sunt importante în sensul ăsta. Sistemul de referință care determină felul în care percepem lumea, ăsta se modifică. Spațiu-timpul înseamnă altceva acum. Vidul înseamnă altceva. Informație înseamnă altceva. Deci s-a schimbat referențialul în care judecăm, în care trebuie să modificăm bunul simț cu care vedem realitatea înconjurătoare. E cu totul altceva. E așa de altceva, că în mod normal trebuie să stai de respirația, tu să te culci. Dar după aceea începi să metabolizezi, pentru că materialul există. Adevărul, de fapt, paradigma sunt adevăruri universale cunoscute, care, pentru o perioadă, oferă probleme și soluții model unei comunități de practicieni. Deci, poate dacă se schimbă paradigma, înseamnă că se schimbă modul în care putem implica și aplica ceea ce am gândit. Și asta este cu tensiune și cu durere interioră, pentru că schimbăm realitatea înconjurătoare. Schimbăm modul de abordare, schimbăm toate detaliile pe care gândim, trebuie să dăm apare un reset. E o ștergere de memorie, dacă vreți, pentru că nu este o continuitate. Aici este mai aproape, e o discontinuitate. Disruptivă e, e o situație disruptivă. De aceea consider că, din păcate, noi nu avem în momentul de față traineri, coacheri pe probleme de management transformațional. Ar avea nevoie de niște lecții de nexialism. Nexialismul este știința întregului, este universalul întreg de care vorbim. Avem numai coacheri de change management. Chiar dacă îi machiază, că nu, ei nu au baza necesară, că ei vorbesc, cum să amenajeze un context practic, eventual în organizarea unei întreprinderi, ca să meargă eventual mai bine, deci e deja cantonat în conceptul muncii, fără să aibă nici măcar noțiuni elementare către ce a sărit deja, nu că ce va sări, ce a sărit conceptual omenirea în ultimii 20 de ani. Și atunci, întotdeauna, eu asta consider că România asta poate să facă, pentru că are bază necesară să genereze prima școală de traineri, de transformation management, care este pârghia concretă cu care putem să împlinim ceea ce discutam atunci, începutul zorilor societății conștiințe. Vă mai țin încă cu o singură soluție ca să înțelegem niște lucruri și cu asta închei. Pentru că la mine era un substrat, era un nivel de realitate, cum zice Basar Nicolescu, un nivel de realitate de tip stringuri, coarci, care nu au nicio proprietate comună cu realitatea noastră fizică, dar din care emerge realitatea respectivă. Fiecare nivel de realitate are reguli de sine sănătoare bine definite, necognoscibile de la nivelul, decât în nivelul acela, noi putem să vedem constrângerile care sunt la nivelul de care avem deja acces prin simțul, adică nivelul realității materializate. Și ce face omul în principiu? Păi își construiește un univers semantic. Prin interacțiune el numește. Prin interacțiune el capătă invariant și creează o transpunere din realitatea fizică, prin observații, într-o realitate mentală. Din ce în ce mai rafinată. Deci ce face de fapt toată omenirea? Un model din ce în ce mai rafinat al realității care este cufundată. Păi n-a nicio legătură gândirea de acum 5.000 de ani cu cea de acum. Chiar dacă intuițiile aveau lucruri foarte importante, dar intuiția și explicitarea intuiției e cu totul altceva. Și validarea intuiției prin produse e cu totul altceva. Da? Deci, în principiu, existau niște personaje care aveau această proprietate la început, proprietate unică. Reușeau să și exploreze realitatea asta și să creeze niște invarianți în minte, generând primele cuvinte, primele noțiuni, logos, în sine, antice, de la Aristotel și până la Platon și la tot Plotin și toți ei de acolo au făcut această problemă. Pitagora îl iau eu ca exemplu. Deci Pitagora a reușit să fie un oameni și de ghilimele, care a reușit să tunereze cele două, să facă sămânța pentru un logos, pentru un univers semantic. Pe măsură ce a trecut timpul, acest personaj,
cinstit vorbit, a avut el o problemă de marketare? L-ați văzut având marketing pe lângă el? Păi știm și astăzi. Fără marketare știm și astăzi despre el. Deci când valoarea este adevărată, se propagă în istorie, fără niciun fel de problemă. Partea tristă este că informația s-a propagat din aproape în aproape prin cuvinte, nu prin trăire. Pentru că puțină lumea a fost în contact cu el. Deci el a creat o școală inițiatică foarte interesantă, merită discutată numai de asta. Cum pregătea, care erau barierele ca să treci într-o clasă în alta. El făcea și educație și inițiere în același timp. Dar după aceea, pe măsură ce lucrurile au, au societatea a mers cum a mers. Au auzit pe ureche ce a gândit. Deci noi nu prea avem actele înțeleasă, noi nu prea avem acces decât la un surogat de școală, pentru că școala l-a făcut-o devenind prin experiență, trăire, măcar o bucățică de Einstein, sau o bucățică de Newton, sau o bucățică de Helmholtz, sau o bucățică de ce vezi noastră în orice domeniu. Am învățat pe în afară niște cuvinte care ne-au sunat dintr-un domeniu, pentru că n-am fost contactați cu realitatea, nici cu asta, nici cu asta. Și s-a transmis cumva prin zonă de aici. La un moment dat, aceasta devine așa de sofisticată, asta e un univers inclusiv în cuvinte, noțiuni matematică, asta este foarte sofisticat la început, că era realitatea însăși, încât nu prea mai poți să faci un singur oameni show. Și au apărut unii care s-au ocupat, matematicienii, cu capul nori în universul semantic, foarte și Colceaca noi și cu grămadă de alte personaje care fac niște formalizări de dădore capul, și sunt unii care fac mai experiență foarte sofisticată și știu că am o tubă asta, până în nu știu ce context experimental, să verifice. Un exemplu care mi-a dat tot timpul ca exemplu este poate Einstein, care rămâne necunoscut dacă nu apărea Eddington ca să valideze experiența respectivă. Deci, cu alte cuvinte, există acum o schimbare majoră. Deja o echipă în care unul se duce către universul semantic din ce în ce mai rafinat, unul se duce din ce în ce mai profund în experiențe și prin legătura dintre ele se creează un tip de relație care străpunge și relația străpunsă se duce în social. Asta se face de către niște oameni specializați, de către oameni cu har. Nimeni nu întreabă chestia asta. Preocuparea mea pentru România este cum facem să difuzăm informația socială. Cum să ridicăm nivelul societății ca să înceapă să înțeleagă realitatea, nu să facă mișto de ea și nici să facă mișto de că e român. Și cum e românul, am avut discuții pe Facebook de fiecare dată când scriu ceva mai interesat, din mea, ia-mi cu românisme. Cu ce să te iau? Câtitorul de la magia te iau. Nu te iau cu altceva. Deci, cu alte cuvinte, problema noastră este cum se difuzează o informație în social. Nu se difuzează nici cu dacă dau mai tare radio, nu se difuzează nici dacă vorbesc mai des. Nu e cantitativă. Difuzia în social se face calitativ. E o problemă care trebuie să o înțelegem. Avem niște idei, avem niște rezultate, avem niște puncte de vedere, știința complexității ne-a dat această posibilitate. Am putea să începem să gândim, căci problema este nu să fim niște individualități extraordinare, profesor ce mai bun. Ci problema este cum difuzăm în social. Și când difuzăm în social, cum difuzăm ca să fim toate perceput și de emisfera stângă și de emisfera dreaptă simultan. Cum facem ca experiența și teoria să fie împreună lucrare. Cum creăm prilejul pentru anumite tabere, școală de vară, școală de iarnă, școală de stângă, lângă firmă, școală lângă sondă, școală de orice școală. Cum le dăm teme, cum devenim un fel de izvor care să izvorească teme, care să aibă în sine această esență. Deci, cu alte cuvinte, aceasta ar fi tema teoretică. Acum, vedeți ce interesant este. Dacă pui o imagine de genul ăsta, care este o etapă de evoluție, în emisfera stângă și dreaptă, cele două, asta este algoritmică, cu fel de tehnologie, asta este artistică, emisfera dreaptă, sunt sute de imagini de genul pe internet, dacă mergeți. Din păcate, sunt două categorii. Unii din masă, chiar acum vorbesc, cum să ajutăm masa să iasă din această reactivitate aberantă. Unii care cad pe spate, mamă, ce-i vorba și o iau pe asta și din clipa respectivă mai de asta vorbesc. Și unii care spun că asta e depășită, domnule, e depășită, că s-a văzut deja. Și automat ne-am împărțit iar în două categorii, care poate de noi. Este adevărată această dihotomie. Este adevărată că creierul funcționează în ansamblu. E adevărată și una și alta. Dar depinde pentru ce vrei să faci și ce etapă de întrebare pui naturii ca să poți să folosești această parabolă. Deci, emisfera stângă analizează realitatea prin simțuri, emisfera dreaptă trece printr-o trăire și fenomenologică. Asta este structural, asta este fenomenologic. Împreună e corpul calos care le leagă și care creează comunicarea. Calitatea corpului calos este calitatea de întregire. Acolo trebuie să lucrăm. Și această problematică
cum să spun, doare, pentru că unii sunt mult prea artiști și n-au renunțat la problema lor, că cred că asta e totul. Unii sunt mult prea pragmatici, au prezentat ca e realitatea, dar nimeni nu face fapt efortul mare să treacă în partea cealaltă, are senzația că nu-i nevoie. Această problemă, prin această emisferă suntem împreună lucrare, imaginați-vă că acest este un singur întreg, și prin asta fiecare conștiință palpează, o realitate comună palpează prin fiecare individ realitatea înfrunzătoare. Teoretic, cam asta ar fi ultima imagine. Avem un univers informațional de tip informațional, logos universal sau spiritual. Avem un univers fizic. Este o legătură foarte profundă între modul de geneză a universului fizic de către un univers logos profund, la care omul este la mijloc învățând. Deci omul este într-o școală spirituală. Omul într-o școală spirituală. Dacă nu pornim asta ca definiție, pierdem timpul. Are sens omul? Pentru că omul este o celulă în educație, în dezvoltare spirituală, pe care, într-un tandem în care își preia prin stimul senzații, prin senzații și legătură între senzații și emoții, poate să aibă acces prin emoții la lumea spirituală, dar dacă nu se face bine legătura între senzație și emoție, și nu se face o constanță între senzație și emoție, apare rutina. Eu am senzația că sunt prima dată în fața dumneavoastră, de exemplu, și am o emoție, nu mai pot. Că mă duc și aia se și comunică, și aia și starea aia comunică, starea aia este activă. De aceea un profesor fără emoție nu comunică nimic, mai bine pune un automat, o pagină web. E mai cinstită, că acolo e mai concentrat. Deci emoția trebuie să o întrețin, că reprodusă, la un moment dat, făcând rutină, practic nu mai ce emoție. Deci între stimul, senzații și emoții, nu e obligatoriu să există o relație. Când văd prima dată un experiment, oricare ar fi el în viața mea personală, am o emoție și am o trăire extraordinară. Dacă repet de 10 ori, nu am ce emoție. Tot am senzația. Dar toată poate să leg senzația de emoție și să am puterea respectivă să încarc cu emoție senzația. Și atunci fac punte și din asta chiar crez o buclă. Deci omul devine o buclă care dă sens întregul univers. Vă dă seama ce și zicea cineva la un moment dat într-un film, asta nu e orgoliu, nu este trufie, să zici că tu ești o cheia de boltă în... Nu. E o cheie de responsabilitate. O văd mai mult decât orgoliu. Responsabilitatea unui om conștient care înțelege ce se întâmplă, care înțelege despre ce e vorba și își face misiunea de a apăra viața ca valoare, devenind gardiana vieții pe pământ. Și nu doar un singur trăitor, frunză în vânt, fără niciun fel de căpătâi, sau dintr-o un dogmatic științific sau religios. Am un dos prea puțin. Am simțit nevoia să fac această, să zicem, lungă intervenție, pentru că, de fapt, cu temele de data trecută și cu discuția asta și cu ce am pus pe internet, e, de fapt, esența Centrului de Studii Complexe pe care l-am fondat pentru asta, acum, totuși, 16 ani, 17 ani. Și are o țintă bună, care începe să fie controlată în sănătate, începem să fim recunoscuți în sensul ăsta. Și avem valori extraordinare care au definit interfețe de tip economie, avem valori extraordinare care au definit probleme de astrobiofizică, avem intersecții, apropo de Bejan, cel mai citat român, apropo de ce fizica lui constructală, de ce natura, de ce a explicat de ce există geometria fractală care schimbă bine natura și cum o putem folosi pentru a îmbunătăți artefactele noastre, pentru a fi mai armonice în mediu. Deci avem valori românești extraordinare. L-avem pe Lupașcu, preluat după aceea, Mănicescu, Lupașcu, Basar Nicolescu, Iolini, ortofizica la Brăgănescu, Ioan Popescu, de la Gravitovortex. Țineți minte că aceștia ne-a spus că o masă reușește să se deformeze continuu spațiu-temporal. Gravitația, de fapt, deformează continuu spațiu-temporal. Intuiția noastră a unui român, mult mai devreme decât ultimele noutăți în momentul de față în fizica de nivel înalt, este nu numai că deformează, dar torsionează. Și acea torsiune dă naștere la mișcările care sunt asemănătoare cu toate spiralele pe care le vedeți și vortexul pe care le vedeți pe la galaxii. Deci, cu alte cuvinte, tot în România noastră a pus asta. Acum apare, dar nimeni nu citează român, dar tu mai citează sănătatea. Nici român nu citează, că nu știe că există. Da? Cam asta a fost o mică completare și
având în vedere că subiectul este extrem de important, îl consider esență. Dacă noi facem asta și înțelegem ce ar însemna o societate despre care ne îndreptăm, ne facem forță, busola către acel ceva, pe care orice activitate o facem, nu mai ruptă. E în sensul ăla. De aceea mi-aș dori ca această temă să o reverberăm, să o reluăm. Să citiți încă o dată, e pe internet. Cartea lui Drăgănescu e pe internet. Dacă dați Societatea Conștiinței, o găsiți în două volume, în două PDF-uri, o găsiți pe internet și o puteți citi. Nu o înțelegeți, ne puteți întreba. Astfel încât să putem înțelege cu ce am putea veni noi, români, într-o linie și Occident, ca fiind noutate, pentru ca propunere pentru un model de țară. Sustenabilă din principiu. Bazată pe o înțelepciune tradusă în realitate prin înțelegerea aplicativă a științei și pregătirea unei educații cu un management transformațional și nu doar un change management. Pentru menirea. Și liniștea se astână. Acum microfonul se detașează și rugămintea este întrebări observații, părere frumos. Mersi frumos. Fascinantă expunere. Dar rămân cu un semn de întrebare, necitindu-l pe Drăgănescu. Aș vrea să știu cum definim conștiința. Unu. Doi, pe ce criterii ne bazăm când spunem noi suntem aici, undeva la 3 cm de societatea informațională și la 10 de cea a cunoașterii. Și trei, aș vrea să știu care e ingredientul care se adaugă la societatea cunoașterii ca să ajungem la societatea conștiinței. Și evident